Update de ultimă oră, piața s-a sucit, gata, mergem la zero. Dacă n-ai ajuns milionar până acum, este 1, din cauza că nu mă urmărești, și 2, din cauza că nu ai văzut clipul de azi, glumesc. Azi vreau să-ți arăt cum ajungi de la 0 la 1 milion și după aia înapoi la 0 în decurs de câteva luni. Pentru că, ghiși ce, vorbim de jocul ăsta de lichiditate de ceva timp și dacă nu înțelegi sarcasmul de la început de fiecare clip și crezi că îți vând vise și gogoși, probabil că ai dreptate. Vreau să te agăți la mine în clip ca să-ți arăt niște chestii care se întâmplă în lumea reală, nu milioane sau triliarde de dolari. Nu cum te muți de pe extensibile de la mami de acasă într-un penthouse de 1 milion de dolari, ci ceva mult mai realist și anume cum sărim, facem saltul de la Timișoreana la Stella Artois pentru totdeauna. Și în sfârșit prietenii care ne făceau proști și săraci, acum ne fac doar proști. Că așa merg lucrurile. Așa merg lucrurile în viață. Da, hai să sărim direct pe subiect pentru că ne-am uitat ieri. Am văzut în 2 clipuri ieri, da, deci am văzut 2 clipuri de la Chifoieri pe YouTube. Ce a fost cu mărinimia asta? Ce a fost cu implicarea lui atât de agresivă? A vrut, domne, să facă al doilea clip ca să ne arate ceva. Hai să facem update azi, să vedem la ce ne uităm. Pentru că la sfârșit de clip, și o să vezi și în descriere, o să ai un playlist care se numește Jocul de Lichiditate. Sunt mai multe clipuri, cred că vreo 15-16, nu știu, cred că am ajuns la 20. Habar n-am, editor, ajută-mă. Ideea de bază este că între timp, da, în timp real, în timp ce noi discutăm aici, suntem atenți unul la altul, lucrurile se mai schimbă pe termen scurt, însă pe termen lung, părerea mea e că lucrurile arată exact la fel cum le-am discutat din iarnă. Și anume, zona de bottom pe Bitcoin a fost atunci, potențial să ne retragem prin zona aia există dacă se întâmplă anumite chestii pe care o să le rediscutăm azi și dacă cumva nu ți-ai luat gain-uri până acum, îmi pare rău, meriți să bei toată viața timișoreană. N-ai fost atent. Și vedem cum suceala asta pe termen scurt s-a întors exact la scenariul principal pe care îl vedeam aici împreună, ăla care ne aduce milionul, triliardul de dolari, ce vrei tu, dar să fie dolari zimbabueni. Și că tot veni vorba de Zimbabwe, în Argentina, doar ce inflația după 3 decenii a ajuns la 100%. Inflația este 100%, este exact varianta de mers la zero pe care o tot discutăm aici. Aia pe care o discută scepticii, că nu pot să le zic altfel, nu pot să le zic gușteri azi, da? Azi este o zi specială. Nu le zicem gușteri, le zicem scepticii care cred că Bitcoin o să meargă la zero și care nu se uită ce dracu se întâmplă cu monedele noastre naționale cu care funcționăm. La fel și dolarul. De când s-a înființat Fed-ul, și despre asta vorbim aici, Fed-ul și jocul de lichiditate, dolarul merge la zero, către zero. Și când dolarul merge la zero, puterea de cumpărare a dolarilor și a oricărei valute, inclusiv leii noștri, da? În 2005 am băgat în colaps leul național. N-am tăiat 4 zerouri, încă o dată. Am băgat în colaps leul național din cauza inflației. Inflația a ajuns la 1000%, nici nu mai știu cât. Sau sute de sute la sută. Triliarde la sută. Asta s-a întâmplat și atunci. Am tăiat zerourile și acum avem un nou leu, da? Romanian New Leu, RON. Anterior era ROL, Romanian Leu și atât. Romanian New Leu este un leu mult, mult mai bun. Este mai stabil. Care totuși merge și el tot la zero. Mai bine ții în frigider Timișoreana toată viața. Deci hai să revenim la update-ul nostru, da? Fed-ul odată, jocul de lichiditate a doua oară, market makerii, ăștia care vor să mulgă vaca, da? Să obțină cât mai multe lichidități, ca apoi să cumpere asset-uri. Deci când mă refeream că aici a fost zonă de... Deci chiar asta a fost o zonă de bottom, da? Aici ce făceau ăștia? Scoteau lichidități, pentru că era foarte multă indecizie în piață. Fed-ul ce făcea în momentele alea? Mărea ratele dobânzilor foarte, foarte agresiv, adică dădea drumul la bani pe piață mult, mult mai scump. Adică de 50 de ori mai scump în doar 10 luni de zile. Anterior, uite, dacă ne uităm pe grafic aici. Aici dobânzile, ratele dobânzilor erau undeva la 0,013%, nu știu cât se vede aici, că nu prea se vede. Știu clar că în perioada asta de creștere economică au fost 0,8%, 0,08%. Și am mai făcut un calcul anterior. Practic aici, ca instituție, ca stat, ca ce vrei tu, da? Cine putea să ia bani de la banca centrală? Eu ca individ nu pot să fac asta, tu la fel. Aici puteai să iei practic 1 milion de dolari cu 0,08% dobândă și să plătești dobândă anuală 800 de dolari. Deci aveai risc zero. Normal că te duceai să pompezi bani în piață. În asset-uri riscante, ia uite aici cum s-a dus. Chiar dacă aici creșteau foarte, foarte puțin. Pentru că în timpul ăsta S&P-ul la fel și el a bubuit. E, în momentul ăsta suntem într-o situație nu istorică. Unii ar spune că mamă ce istorică e. Dar am mai trecut prin chestia asta, nu așa agresiv. Acum pare că începem să ne stabilizăm, da? De ce? CPI-ul, adică inflația, este mare încă, dar a scăzut în ultimele luni, agresiv, da? Și atunci, participanții ăștia, actorii din piață, încep să-și dea cu părerea, bă, cu cât mai măresc ăștia, cu cât mai măresc ratele dobânzilor. În funcție de ce a fost pe CPI, în funcție de care e unemployment rate, în funcție de multe alte criterii pe care noi nu are sens să le discutăm aici. Ăsta este singurul joc care ne interesează, cel mai simplu. CPI versus ratele dobânzilor ne dă
ceva în piață. Pump sau dump sau mișcare laterală de indecizie. Și am văzut-o, da? Asta este mișcarea laterală de indecizie. O perioadă destul de lungă. Aici a fost creșul, da? În perioada asta până în iunie, apoi până în noiembrie, Fed-ul mărea interest rate-ul. Uite-l aici, da? Anterior, ce s-a întâmplat când ratele dobânzilor erau constante, la un nivel de 0 puțin, da? Piața a bubuit. Deci de aici, da, vedem, din bottom-ul ăsta de aici, din pandemie, boom! De la 3800, 4000, hai zicem 4000 de dolari, până la 64.000 de dolari. Calculează tu câte X-uri, calculează tu cu câți bani trebuia să intri în piață ca să faci milionul. Că pe ăla vrei, zici că dacă faci milionul, după aia ești ce? Ce faci cu milionul ăla? Asta e altă discuție pentru alt clip, da? Piața și-a revenit un pic, adică a avut un crash aici la fel. În zona asta, inflația era imensă și actorii din piață se așteptau ca ăștia să dea drumul mai devreme la interest rate, mă rog, la măriri. N-au făcut-o, au continuat să țină la zero și au ieșit aici în iulie, președintele Fed, Powell, și a zis așa, inflația e tranzitorie, bro. Practic au spus prin asta, bă, nu mărim nicio rata dobânzii. E ok, dați drumul la treabă, așa că băieții au dat drumul la treabă, s-au dus la 69.000 bitcoin, da? Acum vedem de când a început să se mărească agresiv, dumpuri peste dumpuri peste dumpuri, până am ajuns la ce am zis noi un bottom local, locul ăsta unde practic nu prea mai existau vânzători. Și lumea crede că pur și simplu de aici, după ce am avut creșterea asta pe care eu denumesc un fake out sau un bear market rally, ceea ce nu este. Aici ne-am oprit pentru că nu mai existau vânzători. Ca să mergi să depășești ca prin brânză nivelul ăsta de aici, trebuie să fie niște vânzători care aici n-au vrut să vândă. De ce ar vrea să vândă mai jos? Asta e și ideea. După ce ei au făcut niște gain-uri, de ce ar vrea să vândă? N-are nicio logică pentru mine chestia asta. Putem să retestăm, da, zonele astea de 18.400, le-am vorbit în clipurile anterioare, care ar fi niște zone bune de retest, da? Aici la 18.400 avem un suport destul de bun și lichiditate destul de mare. Toată lumea zicea că de aici, inclusiv eu, mă așteptam să mergem un val mai jos, bam. Dar n-am mers. Piața nu-ți dă ce vrei tu, încă o dată. Piața îți dă ce ai nevoie și poate ai nevoie să fii puțin șterpelit, da? Să ți se dea niște bucăți, ca să înțelegi că nu e așa cum crezi tu, nu e așa ușor. Așa că piața a făcut un dildo până la 26.400, am făcut clip ieri. Și atunci pare că intrăm în zona asta aici, da, puțin așa, puțin așa. Ei, de aici putem să o luăm în jos? Bineînțeles, avem gap, avem gap-uri, da? Ghepare și iepuri aici, avem ghepuri de umplut, dar nu e necesar să se umple acum. Și de ce e important să ne uităm la scenariile pentru luna asta? Pentru că luna încă nu s-a terminat și ne uităm la care sunt forecasturile pentru mărirea ratelor dobânzilor de la Fed, de care tot vorbeam. Vorbim de anul trecut, din iarnă, da? În momentul ăsta, la ce se uită actorii din piață? Hai să vedem. Acum suntem la 4,75%, da? Așa zic ei, 4,50-4,75%. Suntem la aici. 4,75, da? Șansele să rămână în range-ul ăsta 4,75 și 5, adică în principiu să le mărească cu 25 de basis points, dar pot să se și oprească dacă vor. Ceea ce nu cred, pentru că încă o dată, treaba lor nu este să facă bailout-uri pentru bănci, chiar dacă a fost problema cu colapsul băncilor, da? Problema lor este să se stăvilească inflația. Asta este misiunea lor în viață. Pe măsură ce ei măresc ratele dobânzilor, da, deci acum suntem la 4,75, încă o dată. Nu știu cum apare pe TradingView. Hai să vedem. 4,75, da, aici e. E, acum putem să vedem o chestie de genul ăsta, da? Să mergem la 5. Aici e 5. Asta ar fi următoarea mărire. Să arate o chestie de genul ăsta, da? Bine, cred că normal, hai să vedem. Deci până următoarea o să fie în mai pe 3. Până în mai pe 3, deci pe 22 martie o să zică cu cât au mărit. Deci hai să vedem. Asta ar fi o variantă, ceea ce eu nu cred că e plauzibil, da? 0,25% pare cel mai plauzibil scenariu. Hai să vedem până unde ar veni. Tragem o linie așa frumos rupestru până la 5%. Cam așa ar trebui să arate, da? Deci nu asta. Asta, așa ar trebui să arate. După aia, dacă zicem în mai, când o să fie următoarea, pe 2 mai, 3 mai, ceva de genul, normal până acolo ar trebui să mențină așa, deci așa ar trebui să arate graficul. Și după aia să zică, hai să mai mărim încă 25 de basis points și o să facă încă o chestie așa. E, ce vedem aici, da? Versus agresivitatea asta din trecut, vedem că aici deja începe o stabilizare. Începem să mergem la chestia aia dreaptă, de menținere, da? La cât o să fie 5,75, 5,50... 5.25, asta nu avem de unde să știm, da? Pentru asta îți recomand să vezi clipul meu ăsta, da? Milionar în 3 luni. Exact ce ziceam, îți pun titluri de astea ca să înveți ceva util. Nu milionul. Milionul este irelevant. Contează foarte mult câți bani ai ca să investești, da? Ce vorbeam aici? Mai dăm un șut ca să urmărim practic inflația asta de 0,5 și să ajungem la 5,25%, da? Și după aia să vedem exact ce am văzut și anterior, da? Chestia aia de aici. Ori de aici, ori de aici, și aici am văzut-o, și aici am văzut-o exact la fel. Deci aici mă așteptam practic să avem un spike în inflație. Nu a venit, da? Am fost mai jos aici undeva. Spike-ul e potențial să revină cândva mai sus. Ideea de bază, ce trebuie să reținem de aici, da? Trebuie să reținem faptul că, hai să desenăm și mai grav.
arată cadre. Dar de aici, da? Deci ăștia, vedem, cu ratele dobânzilor, când ei încearcă să meargă ușor, ușor mai sus, da? Ei, de fapt, încearcă să ajungă inflația din urmă. Inflația a scăzut la 6.0 acum, da? Următoarele forecast-uri probabil că o să fie pe la 5.4, nu știu, da? În timp ce ei măresc și vor să treacă peste. Asta am calculat noi aici. Un delta, adică o diferență, care să fie crescătoare între ratele dobânzilor, adică procentul de ratele dobânzilor cât este, versus inflație. De exemplu, dacă ajungem la 5.50 și ăsta trece de 5.50 mai jos, ajunge la 4.5, ajunge la 3%, să le mențină o perioadă aici, da? E, ce se întâmplă pe perioada de genul ăla, putem să vedem în trecut. Uite aici, n-am inventat eu charturile astea, nu ne uităm la chestii complicate și indici foarte, foarte greu de înțeles. Uite aici, situație din trecut, am vorbit-o, da? Aici, de-abia, a început stabilizarea, deci am ajuns la de la 2.29-2.50. Am făcut un pump din ăsta, după aia un retracement, ceea ce am văzut și anterior, da? Uite-l aici. Pump, retracement, poate să vină și mai jos și după aia, vedem, pe stabilizarea asta, hai să tragem și o linie. Hai să tragem măcar o linie, dă-o treacu să ia. Deci după ce avem chestia asta așa, adică în perioada asta, aici deja era clar că s-au stabilizat. O vedem, clară, da? Când era? Februarie. Deci februarie a fost prima lună când au zis, bă, nu mai mărim. Nu cred că o să fie martie luna asta când fac chestia asta acum, da? Nu cred. De ce? Am povestit de ce. Inflația este încă destul de mare și încearcă să o acopere cu ratele dobânzilor. Poate mă înșel, poate nu, dar asta ar trebui să vină curând. Ce se întâmplă când vine chestia aia curând? Uite aici. Deci după ce s-a stabilizat, chestia asta de aici e parabolică. Pe asta nu mai prinzi. Aici nu mai e retracement-uri de intrat. Aici se întâmplă totul super, super repede. Vedem cât de repede și cât a durat? Păi ia uite, a durat până la sfârșit de, na, menținerea constantă. Aici a fost vârf de 14.000, da? A făcut 4x, 4.5x, ceva de genul, da? Aici ne-am oprit, am luat un pic în jos, ceva s-a stricat. Ceva s-a stricat în economie și asta așteaptă și market makerii acum. Pentru că, dacă ne uităm la celelalte forecast-uri, deci asta e pentru 22 martie, deci se schimbă în timp real, e ireal cum se schimbă în timp real. După aia, pe 3 mai, 50% se așteaptă să mențină. Ceea ce, ok, să zicem, 18% șanse să mărim încă 25 de basis points. Hai să vedem pe iunie. 48, deci în majoritate deja lumea se așteaptă să trecem la pivot, adică să înceapă să le scadă, ceea ce, sincer, nu cred. De ce? Pentru că misiunea a zis-o clar, Paul. Misiunea noastră este să stăvilim inflația, nu să salvăm băncile din colaps. Aia e. La fel, foarte mici șanse să vedem, de exemplu, o menținere. Deci lumea, în majoritate de aici, deja se așteaptă să scadă, ceea ce, încă o dată, not so fast. Mergem în iulie, da? În iulie, care e majoritatea? Deja să ajungem la 4, între 4% și 4,25% ratele dobânzilor. 36% să fie între 4,25 și 4,50. 10% să fie încă... Da, deci e wow. Putem să ne uităm pe forecast-urile astea până ne vine rău, însă, încă o dată, la ce trebuie să ne uităm în continuare este faptul că inflația este încă mare, la 6%, și ratele dobânzilor sunt de-abia la 4,75%. Este o diferență, un delta cu plus aici, trebuie să fie cu minus. Adică inflația să treacă sub nivelul de ratele dobânzilor, da? Aici e 5%, sub ăsta, neapărat. Dacă acum mărim cu 25 de basis points, se mai face o declarare a inflației în aprilie și apoi în mai vine Fed-ul și zice ok, hai să vedem cu cât mărim acum. Și aici poți să mergi în probabilități. Ideea de bază, da, este că, părerea mea, dacă mergi și pe Twitter, că acolo e cel mai mare volum de informații, sincer, și de la mine și de la cei cu care mai discut, da, idei, scenarii, ce am observat eu acum este în felul următor. Unii sunt exact așa, extremiști. Many of you still don't get it, da? Ăsta, Profit Blue, ăsta zice 10.000 pe Bitcoin de anul trecut, de acum un an, ceva de genul. Și încă e acolo, da? E, și mai sunt cei care zic că în 2000 raliul de aici o să mergem la un nou all-time high. Nu am de unde să știu. Știu un singur lucru. Un singur lucru știu. Ăsta trebuie să urmeze. Atâta pot să știu. Dacă ne uităm inclusiv aici, da, pe perioada asta, după ce a făcut pivotul Fed-ul, da, iar perioada de stabilizare pentru câteva luni, în timp ce scădeau ratele dobânzilor, da, s-au stabilizat. De aici, de la 6.400 pe Bitcoin, ne-am dus la 10.600, aproape 2x. Deci când este o chestie de genul ăsta, ca și asta, chiar dacă ratele sunt 0%, chiar dacă sunt 1.75, chiar dacă au fost 2.50, da, piața a crescut. Market makerii au găsit șansa pe predictibilitatea asta de piață să scoată o grămadă de lichidități. De ce? Pentru că aici au pompat natural sau nu, manipulare sau nu, Elliot Waves, Fibonacci, nu mă interesează. Se întâmplă chestia asta. S-a întâmplat, uite-o și aici. Asta ar trebui să se întâmple inclusiv acum dacă ajungem cu astea aici. Da? La o stabilizare, băi, și 5 luni dacă sunt. Putem să vedem o chestie așa. Până la 60.000. Da. Cum să nu? E doar un preț, da? Nu-mi place să arunc prețuri în față pe 60.000, pentru că aici intră chestii de analiză tehnică și cu confluențe și cu... Nu le avem.
noi nu ne pricepem la asta, încercăm să vedem cum facem bani din toate direcțiile ca să nu ne complicăm cu chestii pe care nu le știm. Analiză tehnică, nu știm, trebuie să știm măcar risk management, da? Când ajungem în perioade din astea așa, cu ratele dobânzilor constante, se vede ce face piața. E atât de simplu. Și bineînțeles, pump-ul ăsta la fel de aici. Îl vedem 60% sau 70% a fost, nu știu cum naiba a fost, cu toată piața. A venit când nu a mai fost agresivitatea asta de aici, da? Cu mărit ratele dobânzilor și s-a modificat un pic unghiul. Și aici începe să modifice și mai mult unghiul. Și piața pare că vrea să o ia la deal. Cam asta așteptăm. Uitați-vă la chestiile astea pe care le discutăm, da? CPI, uitați-vă pe Twitter, mergeți și urmăriți-mă neapărat. Ce s-a întâmplat cu S&P-ul? Tot acolo. Dar pare că lumea zice că aici suntem într-o recesiune. Nu mi se pare. Retracement-uri și din asta am mai avut, indecizii pe termen scurt am mai avut, nu suntem încă în recesiune și am mai vorbit inclusiv în celelalte clipuri. Te duci frumos și le vezi. Deschideți o doză de Timișoreana și gândește-te când o bei, da? Gândește-te la Stella Artois. Promit că nu se numește înșelat. Promit. Așa că ai playlist-ul, da? Îl vezi aici, mergi și vezi toate clipurile alea despre jocul de lichiditate și mai ai și un e-book pe care poți să-l iei. Am discutat acolo și mai pe larg, plus alte chestii despre bani, business, carieră, etc. M-am săturat de clipul ăsta, ne auzim.